masă copioasă, trebuie foarte mult sport. 150 de pompieri au fugit astăzi, au mâncat pământul în jurul Parlamentului. N-au stins niciun incendiu, ci au participat la crosul anual, câștigat și acum de vedeta ultimelor 5 ediții. Pentru participanți, concursul a îmbinat utilul cu plăcutul. Cred că este al 5-lea an, dar când pot, mă antrenez și vin de fiecare dată când se organizează. Faceți sport în general? Da. Tot așa, depinde cât timp am. Pe locul întâi și câștigătoarea probei este doamna Irina Corunescu. Competiția a fost câștigată de pompierul care a ocupat locul întâi și la ultimele 5 crosuri. Este a 7-a ediție la care particip și mi-a făcut o deosebită plăcere. Vremea a fost staținul cu noi, a fost foarte frumoasă. Așa cum mă mișc eu și alții se pot mișca. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Este o tradiție, deja suntem la 10-a ediție, atâta timp când noi ne desfășurăm activitatea în unitățile noastre, în subunități și ieșim la intervenție. Această activitate, într-adevăr, este în afara tiparelor armatei, să spun așa, și activităților curente ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Crosul a fost un eveniment premergător zilei pompierilor, care va fi pe 13 septembrie.